Spitalul Județean de Urgență Slatina scoate la concurs mai multe posturi de medici. Vor fi astfel completate schemele pentru mai multe secții, dar se vor face și primele angajări pentru unitatea de primire a urgențelor pediatrice. Tocmai am încheiat un concurs pentru obstetrică-ginecologie, am angajat un nou medic, a fost un candidat care s-a prezentat la concurs. Sunt date la publicat și sunt în curs de organizare un post de medic specialist pentru UPU pediatrie, pentru înființarea unității de primire urgențe pe pediatrie, două posturi de medic oftalmolog și vom mai scoate până la finalul acestui an, din punct de vedere al segmentului de medici, posturi pe reumatologie, pe medicină de laborator și pe ORL, câte un post pe fiecare secție. Pentru viitoarea unitate de primire a urgențelor pediatrice, Spitalul Județean de Urgență Slatina are nevoie de 4 medici. Angajările vor fi făcute etapizat. Pentru înființarea UPU pediatrie noi am avea nevoie de 4 medici, am publicat 2 posturi la concurs, am scris o singură persoană, dar mai avem rezidenți de ultim an care vor să se înscrie și probabil în ianuarie vom definitiva și cu angajările acestor persoane. Lipsa unui specialist alergolog pare a fi cea mai mare problemă a Spitalului Slătinean. Conducerea a scos de mai multe ori la concurs postul de medic alergolog, dar nimeni nu s-a arătat interesat să-l ocupe. Nu există nicio persoană dornică să se înscrie, nu există un deficit pe partea de alergologie în toată zona Olteniei, deci probabil acest post, chiar dacă îl vom relua și dacă vom scoate la concurs, probabil va rămâne neocupat. Conducerea Spitalului Slătinean speră să găsească cât mai repede specialiștii de care unitatea medicală are nevoie. În cazul în care posturile nu vor fi ocupate până la finele anului, concursurile vor fi reprogramate la începutul anului viitor.